Astăzi au fost date publicității primele date oficiale ale recensământului populației și locuințelor din România din 2011. Astfel, la 20 octombrie 2011, populația stabilă a României era de 20.121.641 de persoane, dintre care 10.333.000, adică 51,4%, erau femei. Față de situația existentă la recensământul anterior, populația stabilă a scăzut cu 1.559.000 de persoane, dintre care 779.000 sunt femei, în principal din cauza migrației externe. În municipii și orașe trăiesc 10.859 de persoane, asta înseamnă 54% din totalul populației stabile. Față de situația de la penultimul recensământ, ponderea populației stabile din mediul urban a crescut cu 1,3 puncte procentuale în detrimentul mediului rural. În ceea ce privește structura populației pe grupă de vârstă, la 20 octombrie 2011, copiii, categorie de vârstă 0-14 ani, dețineau o pondere de 15,9% din totalul populației stabile. Populația tânără, între 15 și 24 de ani, reprezentau un procentaj de 12,3%, persoanele mature, între 25 și 64 de ani, formau majoritatea, adică 55,7%, iar persoanele în vârstă de 65 de ani și peste reprezentau 16,1% din total. Poșta Română va disponibiliza un număr de 3.650 de salariați, reprezentând 11,4% din personal, cifra fiind stabilită în urma negocierilor privind aplicarea normelor muncii derulate între conducerea companiei și sindicate. În prezent, operatorul național poștal are circa 32.000 de salariați. Procesul de disponibilizare colectivă începe în prima decadă a lunii septembrie 2013, în conformitate cu acordul încheiat între sindicate. Concedierile se vor face într-o singură etapă, iar lista finală cu cei care vor fi disponibilizați și salariile compensatorii cuvenite va fi finalizată la sfârșitul lunii august. La acel moment se va ști și valoarea totală a salariilor compensatorii. Compania are însă un buget estimat de aproximativ 60 de milioane de lei pentru următorii 3 ani, pentru acest an fiind estimată cheltuirea a 7 milioane de lei cu salariile compensatorii. Aceste salarii se acordă lunar în funcție de vechimea în muncă. Se vor acorda de la 3 până la 30 de salarii compensatorii, iar o parte din aceste fonduri vor fi suportate de către companie. Biblioteca Județeană Vea Ureche anunță începerea înscrierii la programul educațional recreativ de vară Clubul de Vacanță, cu cele două secțiuni, Clubul Curioșilor și Cafeneaua Culturală. Întrunirile vor fi în perioada 10 iulie-11 septembrie 2013, în fiecare zi de miercuri pentru copii și în perioada 4 iulie-5 septembrie 2013, în fiecare zi de joi pentru adolescenți. Deschiderea oficială este chiar astăzi pentru clubul dedicat adolescenților și în data de 10 iulie pentru cel dedicat copiilor. Toți iubitorii de lectură sunt așteptați să se înscrie gratuit în perioada 25 iunie-10 iulie la secțiile de împrumut de la sediul central al Bibliotecii Județene Vea Urechea din strada Mihai Brav, numărul 16, Galați.